Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Hai că mi-au rămas și uh, astea cu moderatorul și donațiile de când fac live-uri. Bun, probabil că după cum vedeți din titlu vreți să folosiți virtual camera pentru când faceți OMTV. Adică în spatele meu aici nu este niciun uh, niciun perete de ăsta, este green screen-ul meu, pot să fac asta și să apar aici persoana cu care urmează să vorbesc. Astăzi o să vă învăț cum puteți să faceți efecte de genul Prin care vă arăt și cum să faceți așa când vorbiți cu cineva Hai că vă arăt și acum Să apar aici, ați văzut? Hai să începem cu începutul În primul rând voi trebuie să vă luați OBS-ul OBS-ul care este acesta Cu obs facem virtual camera Virtual camera pe care o vom lua aici Deci Să începem Vă las linkul de la Google Drive. Nu este drive-ul meu, este unui abonat de la care am învățat să fac această treabă. Vă las linkul de la acest Google Drive și trebuie să descărcați acest fișier care are două elemente în el. După care asta e fișierul și dați dublu click. și o să se aplice automat. Dați dublu click pe OBS Cam 2 Că pe ăsta trebuie, pe am dat eu Dacă nu merge, dați și pe 1 Dar trebuie doar să dați un dublu click și gata Eu am făcut asta Nu mai are rost După ce ați făcut asta, trebuie să veniți la setări Să vă restartați browserul Îl închideți și îl reporniți Scrieți camera, site settings Și aici unde scrie Camera o bifăm aici Și să bifați pe Webcam asta. HD webcam ăsta. HD webcam-ul e camera de la camera virtuală de la cum se cheamă? De la de la OBS. Vă că la mine era bifat pe tras, asta e camera mea. Dar voi bifați o pasta. Și dacă nu vă apare, lăsați trust USB sau bă rog, ce camera aveți voi. Dar în general trebuie să bifați HD -a asta. Hai să las trust cum era că văd că a vrut să meargă. Și acum să vă învăț cum puteți să faceți să folosiți OBS-ul pe care îl de pe Streamlabs să vă învăț cum puteți face OBS-ul să aveți așa ceva. În primul rând uh, facem așa dăm refresh la ome. Dăm refresh la ome. Ne zice că nu am dat acces uh, dispozitivului pentru site. Ei bine, hai să o aici. În primul rând trebuie să vă faceți voi o scenă. De configurat OBS-ul. Aveți în descriere undeva jos de tot link către uh, tutorialul meu cum se configurează OBS-ul. Am configurat mare parte din el. Ce mi-a scăpat de configurat a fost doar green screen. Dar puteți să căutați pe canal, fie și voi pe YouTube, Ovidiu666, green screen tutorial și vi-l Deci trebuie să vă faceți o scenă la OBS. Să zicem că vreți să vă puneți cu green screen. Poate nu vreți să vă puneți pe voi. Vreți să puneți un videoclip. Și cum am pus și eu. Imaginile astea. Cum am gif asta sau cum ăsta. astea. Pur și simplu. Nu vă puneți pe voi. Așa dispar eu. Și vă puneți imagini sau videoclipuri. Că vreți să. Vreți să faceți mișto de ei. Puteți să umblați cu tastele. Că aveți opțiunea asta la OBS. Și dați aici la hotkeys și eu așa, scena cu OMTV pentru mine, mi-am setat niște taste. Taste de pe care pot să fac tranziții, adică eu mi-am pus pe capa, să, mă rog, pe un buton de pe mouse, să apară bucata din fereastră în care este celălalt top cu care vorbesc, interlocutorul sau alte cuvinte cu prea multe silabe, sau să dispar eu de pe enter, puteți să puneți o altă comandă, un videoclip și când apăsați pe o tastă pleacă videoclipul ăla, Aici depinde de voi, dar eu doar vreau să vă prezint cum se configurează. Deci revenind, trebuie să faceți așa. Aveți asta aici făcute, camera voastră este aici. Ei bine, trebuie să-mi dezactivez, îi dați aici pe dezactivare, că nu vă trebuie camera acum. Deci că intrați pe ome. Intrați pe OME și vă dă așa. Pe normal. Ce aveți voi de făcut este așa. Porniți OBS-ul și dați pe Start Virtual Camera. Scoateți camera din calculator. Dacă aveți camera în spatele calculatorului, îmi pare rău de voi. Eu am aici la îndemână. Deci se scoate camera. Se dă un refresh. Și vedeți, a apărut deja ce am pus eu pe Virtual Camera. În situația asta, băgăm înapoi. Stați să nimeresc cu sb ul Așa, camera. Dăm aici unde este video capture device-ul meu, îi dăm pe activare și gata. Și aici deja aveți posibilitatea să vă folosiți imaginația să faceți ce vreți voi să vă faceți de cap aici. Ca să vă, ca să vă învăț să folosiți green screen pentru că poate vreți green screen să faceți ca mine cu fundaluri, facem așa. Deci, aici este video capture device-ul, l-am botezat eu, candidați do o să vă scrie uh, video capture device-ul, l-am trecut eu. Deci, hai să o luăm pe rând. E aici webcam-ul. Eu trebuie să mi-l mai configurez. Na, în fine. Deci, să repoziționez, că am dat cu piciorul în, în ring light. Da, vă trebuie o lumină bună pentru green screen. Deci, ca să vă activați, green screen-ul trebuie să faceți așa. Îi dați click dreapta și îi dați pe filtre Îi dați pe plus Mă rog aici Ad Da e deja chroma key adăugat Îi dați click pe chroma key Apare chroma key. Și gata Deci dacă eu ochiul înseamnă că funcționează Eu ochiul tăiat înseamnă că nu se mai vede filtru Și dăm așa și gata și ca să adăugați, să zicem, un videoclip, hai să vă învăț acum ce faceți. Uite, exemplu cum e imaginea asta, îi dau browse și îmi dă aici. Hai ca adaug eu o imagine. Deci să zicem că vreți să punem ceva nou. Dați aici pe plus și să punem... Deci aici nu are importanță. Video source... Uh, image... Puneți voi. Media source, punem imagine. Dăm așa image 3, dăm pe browse. Și luăm să zicem o poză de pe... Ce dracu am și eu pe aici. Uite, punem pe... Ce dracu să pun aici te punem poza asta de la canal Și pui poza asta așa, o poziționezi tu Vezi cum îți vine uh, Scena că nu este, 21 pe, nu este 16 pe, pe 9 E mai mult un fel de 4 pe 3 aici Și ca să faci, să zicem, imaginea, videoclipul să dispară îi dai pe setări, uite, botezăm imaginea, hai să-i spunem un alt nume, rename, și să-i zicem Gheorghe. Gheorghe, așa. Și-l avem pe Gheorghe, Ii dăm pe setări, pe hotkeys, și dăm aici la scena pe care o am eu cu omtv aici. Și nu mi-apare Gheorghe? Cancel. De ce nu mi-apare gheorghe A. Ah, Greșeala mea, nu e pe OMTV, E, e pe scena 2 Scena 2 e greșeala mea Să dau pe scena 2 Am eu numele trecut Scena 2 Și avem aici show o gheorghe Și puneți o tastă Să zicem 1 de pe Namped Tasta de show și de hide Pentru că vă trebuie să apară Și să dispară Gheorghe Îi dăm apply, îi dăm ok Și apăsăm pe 1 Și dispare Și puteți să faceți așa să puneți un videoclip Ceva la mișto sau lăsat să ruleze un videoclip cu o gagică și când apăsați pe unul apăreți voi. Deci și aici ține din imaginația voastră ce puteți face. Și ca să se vadă mai frumos tranziția pe care am spus. Deci e 4 pe 3 o meu aici. Așa, dar vedeți voi cum faceți. Puneți, mă rog, un videoclip care e 4 pe 3 nu o poză care e 1 pe 1 mai puteți face așa, click dreapta aici și aveți uh, hide și show transitions, transitions puneți și voi, zicem, fade. Și pe show și pe hide. Fade. Când apăsați pe unul, dispare așa. Videoclip, gif, poză, ce vreți voi. Nu funcționează pe audio. Deci dacă puneți un videoclip, doar se vede un videoclip, nu cred că o să aveți sunetul. La sunet trebuie să vă luați soundpad. Asta cu... Ca se, fă, se filmați și un abonat ca și Giga și punea el din sound pe muzica. Aia ei n-avem așa mare avans tehnologic. Cam asta a fost tutorialul de configurat să vă puteți face virtual camera și să vă faceți de cap. Da. Să apar alții, puteți face așa. Hai să vă arăt și cum faceți să se vadă cel cu care vorbiți sau cea sau cei sau elicopterele de luptă. Să-l scot de aici pe Gheorghe că stă degeaba Gheorghe La groapă cu tine Remove Eu am făcut așa este, Eu am botezat aici ei Ca să știu că asta e fereastra cu ei Asta este așa Este un window capture Puteți folosi și display capture, dar eu am preferat cu window capture, ca așa folosesc eu, dar putea să... Se... Nu, mai bine window capture, că vă ia doar fereastră, dacă lăsați în bară omul meu sau vă apare ceva peste strică. Deci să dați pe window capture și bifați fereastra unde este OMTV-ul, îi dați OK. Trebuie să fie sub camera voastră dacă aveți green screen sau nu neapărat, dacă nu vă folosiți camera, poate vreți doar să apară ei. Deci băgați un window capture. După aia pur și simplu. Eu acum nu-l mai modific. Că mi-e să-l pun la loc. Puneți fereastra. Hai că mai adaug eu ca să se vadă. Deci. Window capture. Se vede, da? Bun. Window capture. Îi dăm ok. S-a selectat automat. Dacă vă selectează alta. Îi dați de aici. Îi dați ok. Și de aici. Aici e frumusețea mare. Stați secundă că a dispărut. Uh, Trebuie să luați frumos fereastra asta. Asta nu-mi place niciodată să o aranjez. O să s să vă doră capul. Trebuie să-i dați neapărat zoom. Deci ca să vă arăt cum am făcut. Ii dați zoom. Hai să o scot pasta cu ei de la mine. Eu luați așa frumos și o faceți mare și o măriți. Și o puneți pe poziția care trebuie. Cam ceva de genul ar fi. Un pic mai jos. Da, se vede un pic o oglindit aici imaginea. O eu se vadă două oglindiți, ceea ce nu este rău. Mai bine o lăsați așa decât să o puneți, să-i vedeți. Aici, să -i vedeți aici cum îi vedeți aici. În primul rând se facă efectul ăla de oglindă. Deci dacă unul este din cadru, așa este și de aici. Și doi la mână, ei se văd pe ome, cum, cum, îi vedeți voi aici. Și îi oglindește imaginea. Cam asta e treaba. Luați fereastra și mai trageți de o poziționați. Vedeți să se aranjeze aici toate astea. Și asta e tot ca să aveți uh, posibilitatea să-i arătați pe ei. O metodă bună pe care o mai puteți face cum făceau cei de la fără haz e ca în loc de fereastra asta să, să zicem, vorbiți cu careva pe Discord. Vorbiți cu careva pe Discord și dă facecam ca să fie îmbrăcat în popă sau ceva. Și ia să-i dau remove să-mi dispară de aici că mă încurc în ele data viitoare. Remove. Și să zicem, vorbiți cu careva. Acum trebuie să vă faceți o setare la sunet. La microfon. Cum sunt alea virtuale. Mixurile alea sau cum se cheamă. Ca să se audă pe post de microfon. Nu doar ce vorbiți voi. Ci și ăla de pe Discord. Alea sunt treburi de sunet. Eu n-am pe nimeni acum pe Discord ca să vă arăt. Și dați. Ține omul webcam-ul pornit și doar selectați Discord-ul și aia e sau ca să apară oamenii să vorbească cu alții, mai deschideți un ome, o altă fereastră cu oameni normal, și dați să filmezeți fereastra cealaltă și tot așa o poziționați, și cum umblați pe taste, pe 1, pe 2, pe ce vă puneți, dispăreți voi, se mută la fereastra cealaltă, o altă persoană și îi plimbați atâta. Mi-a luat mult până să-mi dau seama cum au făcut ei. Dar cred că deja am explicat suficient. Da, am o față de zici că-s mort pentru că e 3 dimineața. Cum acum pentru că a, în perioada asta am eu inspirația bună. În perioada asta, în nopții, nu a zilei. Sper că v-a fost util acest tutorial. Vreți să faceți farse pome? dați da tare. Și vedeți că mai sunt momente în care unora nu li se, o să vă zic că unii că nu vă vedeți. Doar schimbați microfonul și vi se restartează camera. Foarte ampule. Cam asta e. Nu are virus. De aici am luat eu și n-am virus. Stați liniștiți. Setter v-am arătat. Cred că la alte browsere s aproximativ la fel Nu cred că sunt mai diferențe. Cam asta cred că e treaba. Dacă sunt detalii ce v-au scăpat, vreau să mi le scrieți în comentarii. Eu acum mă pun să dorm. Noapte bună tuturor, sau neața, sau seară faină, sau good after. afternoon, arigato, cozaima. în ce moment al zilei vă uitați voi. Deci eu, stai că nu mai știu. Ok, eu de pe am filmat sub bun. Noapte bună tuturor! Ceau les!